Polițiștii au acționat în județul Timiș în vederea prevenirii și combaterii încălcării legislației protecției mediului. În cadrul activităților au fost verificați 32 de operatori economici și 4 persoane fizice, fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.500 de lei și constatate 9 infracțiuni. 8 infracțiuni au fost constatate pentru neluarea măsurilor sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, verificare sau eliminare a deșeurilor periculoase. În comuna Darova a fost identificată o groapă de gunoi în care s-a găsit cantitatea de aproximativ 70.000 de kilograme de deșeuri, constând în electrocasnice, resturi provenite din construcții și materiale plastice. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectare a deșeurilor cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu.